Bună ziua! Mulțumim celor care urmăresc sau vor urmări această sesiune live. Alături de mine e medicul epidemiolog din cadrul ANSP, Ștefan Gheorghiță. Vom răspunde la toate întrebările legate de noile tulpini ale infecției COVID-19, eficiența vaccinurilor și măsurilor de protecție. Vă îndemnăm să puneți cât mai multe întrebări, vom răspunde la toate la finalul sesiunii. Domnul Ștefan, bună ziua! Bună ziua! În ultima perioadă auzim că apar tot mai multe tulpini, variante ale infecției COVID-19, iar oamenii se întreabă, de ce apar aceste tulpini? Virusurile, ca și microorganismele, și ca și organismul uman, au o capacitate de a se modifica, au o capacitate de mutații. Și această mutație se referă nu numai la virusul SARS-CoV-2, care provoacă infecția COVID-19 sau infecția cu coronavirusul de tip nou. Nu îl numim de tip nou, fiindcă primele cazuri au fost înregistrate la sfârșitul anului 2019 în China. Până atunci despre acest virus nu era cunoscut, erau cunoscute mai multe variații de virus, inclusiv și variații de coronavirus, numai că nu era virusul SARS-CoV-2, care era depistat și în Republica Moldova, dar nu provoca infecția cu COVID-19, era depistat în supravegherea epidemiologică, în diagnosticul, în monitorizarea infecțiilor respiratorii acute virale, care se înregistrează multiple și până la pandemia de COVID-19 și în perioada pandemiei de COVID-19. Dacă ne referim la virusul SARS-CoV-2, acest virus, conform caracteristicilor genetice, se clasifică în diferite grupuri genetice sau clustere, așa numite. Sunt clustere S, L, V, G, GH, GR și așa mai departe. Vreau să zic că și această datorie, cunoștințele acestea sunt datorite metodelor temporane, metodelor sofisticate de diagnostic molecular-genetic și de secvențiere. Dumneavoastră foarte bine cunoașteți că primele cazuri au apărut la sfârșitul anului 2019 în China și cu o viteză foarte mare s-a răspândit pe tot globul pământesc. Actualmente noi suntem într-o pandemie globală pe tot globul pământesc. În Republica Moldova primul caz a fost înregistrat în anul 2020, pe data de 7 martie. Și dacă ne referim la ziua de ieri, în Moldova avem înregistrate deja 259.207 cazuri de infecții cu COVID-19. La ziua de ieri noi avem 1099 de cazuri active, dintre care avem 11 persoane la intubație artificială, avem 55 de cazuri extrem de grave și avem, cu părere de rău, peste 6.000, mai corect, 6.253 de decese. Și iată, dacă chiar să luăm ziua de ieri, 29 iulie, anul acesta, vineri, fiindcă datele de astăzi încă nu le avem, să le avem undeva pe la orele 17-18, ieri noi în Republica Moldova am înregistrat, în Moldova ieri au fost înregistrate 184 de cazuri noi și spun întrebarea, e mult sau e puțin? Eu aș menționa și am vorbit întotdeauna
că este foarte mult, sunt foarte multe cazuri. Și eu am să mă stărui să lămuresc populații, ca populația să fie conștientă, ca populația să cunoască în ce stadiu de pandemie ne aflăm noi și ce ne așteaptă pe noi. Și dacă noi ne dorim să fim sănătoși, dacă noi ne dorim să fim protejați, dacă noi ne dorim ca societatea noastră să fie sănătoasă, ca societatea noastră să se dezvolte și în plan economic, și în plan intelectual, și în plan moral, atunci noi trebuie să facem ceva. Dar ce trebuie să facem? Ce e ceva? Ceva este vaccinarea, una, doi, ceva este, sunt măsurile de protecție despre care noi astăzi vom discuta. Și dacă ne referim la aceleași cifre, ieri noi am avut 26 cazuri de import. Din diferite țări. Am avut din Spania 5 cazuri, am avut din Italia 4 cazuri, am avut din Marea Britanie 3, Turcia 3, România 3, Rusia, Federația Rusă și Ucraina câte 2 cazuri, Belgia, Danimarca, Franța, Germania și Irlanda către un caz. De ce vorbesc eu toată chestia asta? Dar vorbesc eu toată chestia asta fiindcă infecția se transmite atât comunitar în interiorul țării Republica Moldova, cât și din de peste hotare. Și iată un caz ca să fie foarte bine demonstrativ pentru populație. Vreau să zic, în Orhei, într-o localitate, Jora de Mijloc, acolo sunt 3 state, Jora de Sus, Jora de Mijloc și Jora de Jos. Eu, în plan geografic, știu foarte bine cum sunt localizate aceste localități, fiindcă nu numai pe hartă, dar chiar am fost de câteva ori în aceste localități, nu cu ocazia COVID-ului. Vreau să zic că ieri se înregistrează în această localitate 5 cazuri de COVID într-o familie care a venit de unde? A venit din Spania. Spania, țară europeană, cu un nivel foarte înalt de îmbolnăviri cu COVID-19. Spania, o țară unde de mult deja circulă varianta Delta. Exact. O variantă foarte agresivă, o variantă foarte virulentă. Și iată această familie de 5 persoane, 2 maturi și 3 copii, 6, 11 și 13 ani. Da, ei au venit, Spania, după clasificare, este zona roșie. Ei au venit de acolo, au intrat în țara Republica Moldova, au îndeplinit ceea ce trebuie să îndeplinească, vreau să zic că documentul cel la fișa epidemiologică, au venit cu un test în ultimele 72 de ore negativ, însuși este perioada de incubație 14 zile. De aceea, când noi vorbim, iaca eu am un test și testul meu este negativ, asta încă nu înseamnă că nu poți fi în perioada de incubație și nu poți să faci această boală și nu poți să mă lipsești pe alte persoane. Eu vă dau alt caz. În satul Colibaș, aici, în mijlocul țării, vreau să zic acolo, la sudul țării, în Colibaș, vreau să zic că în perioada 26-29 iulie se înregistrează 24 de cazuri de COVID, cazuri noi. 24. Din martie până în iulie, 56. Martie, aprilie, mai, iuni, până în iulie, 4 luni, 56. În 26-29, câte 23 de zile. Da? În 23 de zile se înregistrează 24 de cazuri. Aceasta ce înseamnă? Aceasta înseamnă că infecția este. Infecția este în creștere în Republica Moldova și noi trebuie să ne protejăm. Și când în plan epidemiologic investighez aceste cazuri, foarte bine sunt vizibili contactele. Aici au venit din Spania,
Acei din Colebaș, multe cazuri din ei, s-au întâlnit în familie, s-au întâlnit cu rudele, au fost la serviciile de vin în biserică și așa mai departe. De exemplu, câte persoane ar putea infecta, de exemplu, această familie de 5 persoane? Din 5 această persoană ar putea infecta atâtea persoane cu câte a contactat. Dacă persoanele acestea nu au purtat mască, dacă persoanele acestea n-au avut distanța socială, distanța fizică cu ei, dacă persoanele acestea nu au spălat, nu au dezinfectat mâinile, dacă persoanele acestea alte modalități nu le-au îndeplinit și acei care s-au întâlnit cu ei, tot la fel, tot la fel. Iată de ce. Și acum dați să vorbim totuși, acestea sunt două cazuri. Dați să vorbim acum pe ansamblu pe Republica Moldova. Eu am numit cifra aceea de 259.202 cazuri și dați să vedem unde mergem noi. Da, noi am avut o perioadă când înregistram cazuri puține. Înregistram undeva de la 40-50 la 80-90 de cazuri și populația s-a relaxat, agenții economici s-au relaxat, conducătorii instituțiilor s-au relaxat, iar virusului îi place această relaxare și el continuă să bântuie în rândul populației. Și iată, luăm ultima săptămână, 29. Acum noi suntem în 30, nu avem datele pe săptămâna 30, dar avem datele pe săptămâna 29. Perioada 19-25 iulie anul curent. Numărul de cazuri în Republica Moldova s-a majorat, comparativ cu săptămâna 28, 41,5%, 40%, spune, da? Decesele au crescut 5,9%, numărul vindicaților a scăzut cu 23,6%, rata de contagiozitate a sporit, este peste 1,10%, incidența populației la 100.000, 33 de cazuri comparativ cu 28 de cazuri și telespectatorul sau cine ne privește pe noi, poate să-mi spui, domnul Gheorghe, să mă dai vorbi de cifre de o săptămână în urmă. Iată, marți 27, 139 de cazuri, miercuri 28, 166, ieri 29, 184 de cazuri. Acest fapt se datorează de tulpinei? Acum, Delta, sau? Ajungi la tulpină. Acum, din săptămâna 23, 29, 3 săptămâna, 6 săptămâni în urmă, vreau să zic că până la săptămâna 29 inclusiv, avem o creștere de la, în săptămâna 23, 308 cazuri, acum săptămâna trecut 684. Dacă facem o matematică simplă, vreau să zic că doi întreg și două, a crescut de două ori, s-a dublat numărul. Aceasta ce înseamnă? Aceasta înseamnă că tot ce se întâmplă, dar se întâmplă că procesul epidemic în infecția cu COVID-19 în Republica Moldova are tendințe de agravare, are tendințe de creștere, ca și în celelalte țări ale lumii. Fiindcă dacă urmărim statistici, eu nu vreau să vă încarc cu cifre, dacă vorbim despre statistici, toate țările care ne înconjoară sunt în creștere. În Rusia este în creștere, în Ucraina este în creștere, în România este în creștere și în toate celelalte țări unde, conform datelor poliției de frontieră, zilnic pe frontierele, punctele de frontieră trec undeva de la 20 până la 30-35 de mii de persoane. Acum, ce se întâmplă? Dumneavoastră m-ați întrebat de tulpina aceasta Delta. Da, tulpina aceasta Delta, ea a fost semnificată, vreau să zic că ea a fost declarată la începutul lunii mai de către Organizația Mondială a Sănătății. Această tulpină deja circulă în majoritatea țărilor europene, ea circulă pe tot globul pământesc și ca să nu fiu
fără ca să zică, iată tulpina conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Vreau să zic că dacă vorbim de distribuția regională, în perioada 28 iunie, 27 iulie, o lună cam, o lună, vreau să zic că în Europa 91% din probele care au fost supuse secvențierii, se vede, sunt varianta Delta. În Asia 67%, în Africa 71,6%, în America de Nord 75,6%, în America de Sud 9%. Aceasta înseamnă că această tulpină este dominantă pe tot globul pământesc, în Republica Moldova. Azi e vineri, vinerea trecută, după masă, noi am primit datele de la Institutul Virusologic din Berlin, din Germania, am trimis 15 probe de la bolnavi cu COVID din diferite teritorii, diferite vârste, diferite evoluții a clinicii acestei boli și am primit datele din 15 probe, 12 probe sunt tulpina Delta, varianta Delta. Ce ar însemna asta? Aceasta înseamnă că în Republica Moldova, ca și în celelalte țări, circulă această tulpină, că persoanele se molipsesc cu această tulpină și ceea ce am vorbit eu anterior, când am vorbit despre majorarea numărului de cazuri, când am vorbit despre majorarea numărului decese, când, iată încă o cifră, văd eu, forme grave sunt peste 13%, când noi înainte avem 7-8% forme grave. Tot aceasta vorbește despre circulația acestei tulpini. Fiindcă pentru tulpina Delta, pentru varianta Delta, este caracteristic, vreau să zic că o virulență majoră, mai mare, undeva cu 3-4 ori, decât alte tulpini, chiar și dacă noi luăm în comparație chiar și cu tulpina alfa, cu tulpina britanică, vreau să zic că pentru această tulpină este caracteristic că ea se răspândește și afectează copiii în vârstele de 5-12 ani și adulții sub 50 de ani, cu o creștere de 2,5 ori mai mare decât celelalte tulpini. Aceasta, vreau să zic că tulpină, este extrem de contagioasă, are un caracter de răspândire cu mult mai rapid decât celelalte variante și această tulpină cere de la sistemul de sănătate, zic că spitalizări, cazuri de spitalizare mai multe vor fi, necesitatea, evoluția bolii este cu mult mai grea, durata bolii este cu mult mai îndelungată, de aceea și paturile vor fi ocupate nu în mijlociu undeva 15, 21, 25, 28 de zile, dar cu mult mai mult, și cere mai multe paturi, zic, în secțiile de terapie intensivă, fiindcă formele sunt mai grave, necesită mai multe medicamente, necesită mai multe resurse umane din sistemul de sănătate. Plus la aceasta, vreau să zic că virulența sporită, contagiozitatea înaltă, ea provoacă, dacă se întâlnește bolnavul cu această variantă, cu alte persoane, nefiind vaccinat și neplinind măsurile bine cunoscute de protecție, are șanse de a se îmbolnăvi. Atunci, iar merge în lanț toată chestia asta.
Care ar fi cel mai negru scenariu în cazul în care populația nu se Eu va vaccina? Eu nu vreau să vorbesc de scenariu negru. Eu vorbesc și aș vrea ca să nu ajungem la un scenariu negru, la un scenariu complicat, însă și toate datele epidemiologice mărturisesc despre aceea că valul acesta se așteaptă în creștere în regiunea europeană și în alte regiuni, inclusiv în Republica Moldova, undeva prin luna septembrie. Plus la aceasta, în luna septembrie se formează colectivitățile de copii atât în instituțiile timpurii de educație, cât și în instituțiile de învățământ. Școli, gimnazii, licee, colegii, universități și așa mai departe. Plus la aceasta, acum noi ne aflăm în perioada estivală, că toți vreau să se odihnească, toți pleacă în țări unde este cu mult mai cald decât în Republica Moldova, și aici temperatura e foarte ridicată, cred că azi vom vedea 34-35, ieri a fost foarte ridicată temperatura, însuși noi nu avem mare, noi nu avem munți, și toți vreau la mare, toți vreau la munte, vreau la mare, la munte, și iată, vin de acolo. Și de acolo ce este? Acolo este o creștere semnificativă a cazurilor noi de infecție. Acolo este o conglomerație, că dacă pleci, de o pildă, eu nu vreau să numesc țara, ori cu autocarul sau cu avionul, zic că ești undeva în autocar 24-36 de ore sau poate și mai mult, în avion vreo 2 ore și jumătate, 3 sau 4 ore, este o aglomerație foarte mare, posibilitatea de a veni cu infecții din aceste țări este foarte înaltă. Și eu v-am demonstrat, dumneavoastră, iată, și din Spania, care au venit persoane, și celălalt, și așa mai departe. De aceea, noi trebuie să înțelegem foarte bine că trebuie să ne protejăm. Cum să ne protejăm? Exact. Care sunt măsurile? Da. Să ne protejăm. Măsurile sunt foarte bine cunoscute. Avem vaccin. Avem o diversitate de vaccinuri anticovid în Republica Moldova. Vaccinul este gratis. Gratis. Nu trebuie plătit. Punctele de vaccinare sunt pretutidini, începând cu instituțiile medicale, începând cu punctele de vaccinare care au fost deschise în majoritatea urbilor și în majoritatea satelor. Sunt punctele mobile de vaccinare. Și iată, când noi trecem la vaccinare, vreau să zic că trebuie să spunem în felul următor, că noi avem vaccin AstraZeneca, noi avem vaccin Sinopharm, noi avem vaccin Sinovac, avem vaccin Sputnik V, avem vaccin Johnson & Johnson, avem vaccin Pfizer, să zic că, și ce facem? Ne vaccinăm. Cum ne vaccinăm? Foarte simplu. Ne-am adresat la punctul de vaccinare, ne-am adresat în instituția medicală, la medicul de familie, am trecut un consult la medicul respectiv sau la medicul de familie sau la punctul de vaccinare, ni s-a măsurat temperatura, ni s-a indicat vaccinul, ni s-a administrat vaccinul, s-a monitorizat starea după vaccinare și așteptăm a doua doză, suntem protejați. Cât de eficiente sunt vaccinurile? Suntem protejați. Dacă nu ne vaccinăm, nu suntem protejați. Plus, la aceasta, paralel, respectăm toate măsurile de protecție. Am să le repet. Purtarea corectă a măștii sau administrarea corectă a măștii. Distanța socială, distanța fizică e mai corect. Curățenie, spălarea, dezinfecția mâinilor. Igiena tusii.
igiena locuinței, igiena la locul de lucru și așa mai departe și așa mai departe. Și în caz când apar simptome compatibile cu o infecție respiratorie acută, ne adresăm la medic, facem o chemare. Ni se administrează, dacă este necesar, conform definiției de caz, facem un test. Dacă suntem pozitivi, suntem izolați, în dependență de evoluția bolii, în dependență de vârstă, în dependență de maladiile sau bolile concomitente, ori ne spitalizează și ne tratează, ori suntem tratați și monitorizați la domiciliu. Și mergea două parte cu cine am fost în contact. Se determină contact, persoanele contact, se izolează 14 zile, se monitorizează și așa mai departe. Acum, având așa o diversitate de vaccinuri în Republica Moldova, să zic că ce avem la ziua de azi? Ca să fiu corect în cifre, am să mă uit în... Ce avem la ziua de azi? La ziua de azi noi avem undeva rata de vaccinare, acoperirea de vaccinare sub 16%, sub 16%. Mai bine stăm aici cu cadrul medical, avem 85% acoperiți. 86 chiar. 86 chiar avem, așa mai departe. Vreau să zic, cadrul medical. Cadrul medical din terapie intensivă, 91%. Vreau să zic. Și iată, eu mi-am pus întrebarea de multe ori și colegii mei spun întrebarea și nu numai că ne punem întrebarea, dar căutăm soluții și găsim aceste soluții, ce trebuie de făcut ca populația să se vaccineze. Având așa o gamă diversă de vaccinuri, chiar și pentru acei care nu doresc să vaccineze în Republica Moldova și au pașaport și cetățenie română, poate să plece în România și să vaccineze. Este liber. Și o parte au făcut-o. Că în aestea 16% nu intră cei care au fost vaccinați acolo în România. Deci, trebuie să conștientizăm fiecare din noi și trebuie să spunem la și să vorbim și la domiciliu în familie și trebuie să vorbim și în stradă când ne întâlnim cu prietenii și cu rudele și trebuie să vorbim și la serviciu și trebuie să vorbim pretutindeni și trebuie conducătorii de instituții, inclusiv a sistemul de educație, ca să ne vaccinăm și să întrem sistemul de educație, să întrem protejați la toamnă. Avem timp încă, avem un răgaz, ne-a dat un răgaz nou aici și să avem o cuprindere a populației, așa cum prevede și Planul Național de Imunizare Anticovid, 70%. Exact. Încă o dată, eu mă adresez către populație. Dați să fim conștienți de situația care ea este și care va fi, COVID-ul nu se termine, COVID-ul nu se va termina la toamnă și nu se va termina la sfârșitul anului dacă noi nu ne vaccinăm, dacă noi nu avem o acoperire, o cuprindere, numiți-o cum o doriți, nu mai puțin de 70% a populației eligibile pentru vaccinare, pentru imunizare și dacă noi nu... toate normele acestea, regulile de prevenire a acestei infecții. Dar noi ce ne dorim? Noi ne dorim sănătate, noi ne dorim ca să putem munci, noi ne dorim ca să putem educa copiii și ca copiii să aibă acces la educație. Eu când vorbesc de educație, aceasta este și educația timpurii și copiii și sistemul de învățământ și noi ne dorim o... dezvoltare economică a țării, Și noi ne dorim un trai mai bun, De ce, încă o dată, repet, trebuie cu toții să ne vaccinăm. Fiindcă eu am numit cifrele,
să zic că media pe Republica Moldova sunt localități, sunt teritorii administrative, unde cifra aceasta e nu atinge 16%. Ea este undeva sub 10% și mai mică. Și dacă se vorbea undeva două luni în urmă, o lună jumătate, că avem vaccin nu de diferiți producători, vaccin de diferite produceri, vreau să zic că unii doreau vaccin Sputnik V, alții doreau vaccin Pfizer, alții doreau alt vaccin, alții doreau vaccin inactivat, alții doreau vaccin vector adenoviral nereplicativ, alții doreau vaccin ARN mesager. Noi acum tot avem în țară, avem tot. Și încă una aici vreau să spun, că dacă vom fi vaccinați, vom fi protejați, una. Doi, și vom fi liberi în călătorie, în călătorie. Fiindcă documentul acesta, zic, care se eliberează certificatul de vaccinare pentru fiecare cetățean care este vaccinat, el, acest vaccinat, acest certificat, îl prezinți la frontieră și treci liber frontiera. Cât de eficiente sunt vaccinurile prezente în Republica Moldova împotriva tulpinei Delta? Toate vaccinurile care sunt utilizate actualmente în Republica Moldova, toate aceste vaccinuri, vreau să zic că sunt aprobate de Organizația Mondială a Sănătății, și toate aceste vaccinuri, cu excepția vaccinului Sputnik, care se află în fază de aprobare și la Organizația Mondială a Sănătății și la Agenția Europeană a Medicamentului, AEMA, și toate aceste vaccinuri protejează de virusul SARS-CoV-2, care provoacă infecție cu COVID-19. Și dacă dumneavoastră puteți să reproșați mie că sunt cazuri când persoanele au fost vaccinate și au făcut infecția cu COVID-19. Da, noi avem în Republica Moldova înregistrate în jurul la vreo 500 de cazuri, mai corect, vreo 3 zile în urmă era 474 de cazuri, ceea ce constituie 0,8%, 0,08%, vreau să zic că nu au fost forme grave, nu au fost forme severe, toate au fost forme ușoare, vreau să zic că 90% din numărul acesta au primit numai o doză de vaccin, care prima doză nu dă un răspuns imun complet pentru a proteja organismul, și toate persoanele acestea, numărul acesta de persoane, 474, vreau să zic că pozitivitatea testelor sau testul la SARS-CoV-2 a fost pozitiv, în medie făcut în 13 zile. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că persoanele astea au fost în perioada de incubație când li s-a făcut vaccinul. Și asta e natural, că poate să facă boala. Da, boala a fost făcută în formă ușoară, zic că, și după ce se tratează persoana dată, plus imunitatea care o obține după boală, și peste o perioadă oarecare, în dependență de ce vaccin a făcut, se face doza a doua și persoana este protejată. De aceea, zic, vaccinul protejează și, încă o dată, mă adresez către populație, mergem cu toți la vaccinare. Mergem azi, mergem mâine, sâmbătă, mergem duminica, în centrele de vaccinare care sunt disponibile, dumneavoastră le cunoașteți, ne adresăm la medicul de familie și primim acest vaccin. Dați să nu fim
singuri neglijenți față de sănătatea noastră și de sănătatea celor apropiați. Tulpina Delta vine la pachet și cu alte simptome comparativ cu celelalte tulpini alfa, cea britanică, sau sunt aceleași, doar că se poate agrava situația foarte rapid? Tulpina Delta, expresia la pachet, ea nu este corectă, dar ea are dreptul la viață, această expresie care ați spus dumneavoastră. Vreau să zic că tulpina Delta, dacă se întâlnește cu organismul uman, neprotejat, nevaccinat, vreau să zic că, atunci ea provoacă infecția cu COVID-19. Căile de transmitere sunt aceleași, ca și la virusul SARS-CoV-2. Simptomatologia sau clinica este aceeași, numai că simptomele sunt mai pronunțate, evoluția bolii este mai dură, zic că durata bolii este mai mare, numărul de decese este mai înalt, mai multe decese provoacă, și ea provoacă boala și la tineret. Dacă noi vorbim despre aceea că în rândurile tineretului infecția cu COVID-19 se întâlnește mai rar, dacă tinerii sunt nesc cu această variantă, provoacă, șansa de a face boala este cu mult mai înaltă și este o formă cu mult mai gravă, cu o evoluție mai gravă. De aceea, mă întorc ceea ce am vorbit anterior, numărul de spitalizări, necesitatea de spitalizare este mai mare, durata aflării pe pat de spital este mai lungă, cheltuielile sunt mai mari și necesitățile de paturi în terapie, de a fi spitalizat în terapie intensivă, este cu mult mai mare și resursele sistemului de sănătate sunt cu mult mai... Se cer mai multe resurse și mai multe cheltuieli. De aceea și Ministerul Sănătății, luând în considerație această variantă, zic că a întreprins unele măsuri, zic că dacă va fi necesar, vom avea o evoluție, zic că a procesului epidemic cu mult mai vast decât ceea ce avem astăzi, vor fi luate mai multe măsuri, vor fi desfășurate mai multe paturi, vor fi deschise mai multe secții, terapie intensivă, vreau să zic că este examinat și reexaminat stocul de medicamente, stocul de resurse pentru efectuarea diagnosticului de laborator și așa mai departe. Măsuri, echipamentele de protecție pentru lucrătorii medicali, dezinfectanții, etc. Încă o dată repet, noi avem un răgaz. Republica Moldova are un răgaz, zic că până în toamnă, și acest răgaz trebuie folosit pentru a ne vaccina. Și tot ceea ce se face, vreau să zic că sunt în vigoare măsurile stipulate în hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și ele trebuie îndeplinite. Însuși când primești scrisoare, se adresează la Ministerul Sănătății, se adresează la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, zic că cu scrisoare, eu pildă, că permiteți-mi să facem o adunare cu participarea 800 de persoane sau 900 sau 500 de persoane într-un încăpere închis. Când încăperea aceea închisă, vreau să zic că după metraj, dacă se iei 4 metri pătrați la fiecare persoană, un metru în față, un metru în spate, un metru în stânga și în dreapta, vreau să zic că acolo
poate să desfășoare o ședință undeva cu 50, 60, 70 de persoane. Asta, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că încă nu s-a conștientizat la toate nivelele toți factorii de decizii, situația în care noi ne aflăm. Și nu numai noi ne aflăm, toată lumea se află într-o această situație. Și toți vrem să ieșim din această situație. Dacă să ieșim din această situație, trebuie să depunem unele eforturi. Deodată, în primul rând, trebuie să conștientizăm, în rândul doi, trebuie să ne mobilizăm toate resursele și posibilitățile. Și atunci vom fi sănătoși. Exact. Haideți să răspundem acum la întrebările celor care ne urmăresc. Câți pacienți din cei pozitivi la moment sunt vaccinați? Care este starea acestora? Noi am răspuns la această întrebare. Sunt 400 ultimele date. Da, 474. Undeva în jurul la 500 de persoane sunt. Uh-huh. Ce se întâmplă când anticorpii deja nu mai sunt în urma vaccinării? Dacă 6-12 luni sau... Dacă nivelul anticorpilor în organism după vaccinare sau după ceea ce a făcut boala nu sunt la nivelul protectiv, uh-huh, atunci organismul, dacă se întâlnește cu agentul patogen în cazul dat cu virusul SARS-CoV-2, diferite variante, fiind alfa, fiind beta sau altă variantă, atunci organismul se îmbolnăvește. Și a doua parte a întrebării, frază, că după vaccinarea de 12 luni, mi se pare că acolo, ca să fim corecți și să răspundem la această întrebare, noi vaccinarea Republica Moldova am început-o pe data de 2 martie, literatură, unii experți, savanți, în unele țări, deja vorbesc despre o necesitate de administrare a treia doză. Noi, în Republica Moldova, până ce nu s-au primit așa decizii, dar eu vreau să ca dumneavoastră să fiți convinși că dacă va fi necesitatea de utilizare a dozei 3, ea va fi utilizată și în Republica Moldova, așa cum este organizată și se efectuează vaccinarea anti-COVID. Uh-huh. Vaccinurile sunt eficiente pentru toate tulpinile ale virusului SARS-CoV-2 sau și dacă ar urma alte tulpini? Vaccinurile care sunt disponibile actualmente și se utilizează, sunt efective pentru toate tulpinile care actualmente circulă pe globul pământesc, inclusiv și în Republica Moldova. Atât. Am răspuns la toate întrebările care au fost plasate. Vă mulțumim tare mult pentru informațiile acordate și mesajele dumneavoastră. Eu tot vă mulțumesc. Ceea ce faceți dumneavoastră mass media, transmiteți cunoștințele, transmiteți mesajele medicilor la acest capitol și nu numai la acest capitol, dar și la alte capitole. Și eu totuși aș vrea încă o dată să repet mesajul meu, să ne vaccinăm, mergem cu toți la vaccinare. Vaccinarea este unica metodă de prevenire a infecției cu COVID-19 plus măsurile nespecifice care sunt foarte bine cunoscute. Mm-hmm. Totuși aș vrea încă o întrebare să vă pun. Poftim. Ce sfaturi aveți pentru părinți, profesori, în condițiile în care ne apropiem de un nou an școlar? Mai ales că ați spus că tulpina Delta ar putea fi periculoasă și pentru cei mici. Pentru profesori, pentru dascăli, învățători, fiindcă acei la clasa 1 până la a 4-a învățători se numesc, vreau să zic că eu când am făcut școală sau când am învățat, cum se spunea pe atunci, până în clasa 10 se spuneau învățători, către dascării noștri, către învățătorii noștri, către cadrul didactor,
didactic și nu numai, și către managerii instituțiilor de educație și de învățământ, am următorul mesaj. Să ne vaccinăm. Una. Doi. Să ne protejăm pe noi, profesori, să protejăm cadrul didactic, să protejăm copiii noștri și să începem anul nou din învățământ cu frecvența fizică. Cu frecvența fizică. Pentru părinți, luând în considerație că vaccinarea în Republica Moldova anti-COVID se începe de la persoanele cu vârsta de la 18 ani în sus, acei copii care deja au 18 ani, dar probabil că sunt așa copii și în clasele a 12, poate 11 mai puțin, așa copii sunt în colegii, așa copii sunt în instituțiile universitare de învățământ, ca acești copii să fie vaccinați. Una. Doi. Vorbiți cu copiii, discutați cu copiii despre situația în infecția cu COVID-19, despre măsurile de prevenire, măsurile de profilaxie. Copiii foarte bine înțeleg, foarte bine cunosc. Copiii sunt cu mult mai receptivi, pentru utilizarea acestor măsuri și în multe, dacă nu în majoritatea cazurilor, copiii vin acasă și vorbesc în familie, vorbesc cu părinții, vorbesc cu semenii lor, vorbesc cu frații, cu surorii, cu surorile, cu bunicii, cu despre măsurile de profilaxie. Dați să avem un proces educațional reciproc cu copiii la acest capitol. Și nu numai la acest capitol, îndeopște la modul sănătos de viață. Bine, vă mulțumim tare mult. Mulțumim celor care au urmărit această sesiune live. Ne revedem în cadrul unei alte sesiuni. La fel vă îndemnăm să puneți cât mai multe întrebări pe pagina Ministerului Sănătății.